nu pentru altceva, suma de 500 de euro. O singură dată, o singură dată la naștere, după care părinții în acest interval pot contribui cu bani, el poate folosi acești bani numai pentru studii, pentru cărți, deci tot ce înseamnă studiile copilului respectiv. Da, am înțeles că mai avem pe cineva pe linie. Spunem bună seara, foarte pe scurt. Să rămână. Bună seara. Mulțumesc, mă numesc. Bună seara, domnule. Să rămână, doamne, bună. Bună seara. Să-l salut pe domnul deputat. Cu respect vă salutăm și noi. Domnul Radu Moldovan, îmi permite să fac un mic comentariu asupra evenimentelor politice. Și să vă spun ca un om sincer și neinteresat momentan din punct de vedere politic, părerea mea e că Partidul Social Democrat a făcut o mare greșeală retrăgându-se de la guvernare. Din ce motive spun treaba asta? Retrăgându-se de la guvernare a lăsat o situație pe viitor imprevizibilă. Nu consider personal că e un câștig mare pentru partidul dumneavoastră, deci v-am specificat că nu sunt un susținător al partidului dumneavoastră atâta timp cât domnul Iliescu intervine în problemele partidului dumneavoastră, dar cred că ar fi bine să vă gândiți că trebuie să luați o altă atitudine ca partid. Deci nu vreau să dau sfatul, dar părerea mea de om neutru e să pare că s-a făcut o mare greșeală politică. Îmi permite să purtăm un dialog, domnul Maieran? Da, bineînțeles, da. Domnul Haideți, deputat. Vă mulțumesc că sunteți dispus să purtați un dialog cu mine. Eu vreau să vă spun următorul lucru. În mod cert, PSD n-a câștigat nimic din plecarea de la guvernare. PSD a făcut eforturi și a pierdut puncte electorale atunci când a acceptat asumarea răspunderii guvernului pe trei legi importante care nu erau finalizate, nu erau terminate discuțiile cu sindicatele și cu structurile profesionale pe legea învățământului, în condițiile în care avem nevoie de legea învățământului, începând cu septembrie 2010. S-a dorit ca domnul președinte Băsescu să poată deconta de reforma în învățământ și ne-am asumat răspunderea. Vedem că profesorii sunt în stradă, sindicatele sunt nemulțumite. Dacă mă lăsați, rugămintea să mă lăsați să-mi duc o idee până la capăt, să vă spun ce s-a întâmplat și cu mare plăcere țin cont, pentru că e o părere avizată, părerea dumneavoastră. Am discutat de legea salarizării unitare. Termen 31 octombrie. Sindicatele, era timp și patronate și sindicate să stăm de vorbă în continuare și să rămână un segment cât mai mic nemulțumit de această lege. Nu s-a vrut. Nu discutăm acum dacă nu afară. Am trecut peste lucrurile astea și am acceptat, domnule, nu ne putem permite să plecăm de la guvernare pentru că vom fi sancționați de populație, nu vom primi tranșa a doua de la femei de 1.800.000.000 de euro care asigură salarii pentru bugetari și bani de pensie pe ultimele două luni ale anului. Este total incorrect, banii ăștia trebuiau folosiți în investiții, în infrastructură, cu totul altceva, dar pentru că nu sunt acești bani, vor fi folosiți pentru ceea ce v-am spus. Salarii la bugetari, la cei 1.500.000 de bugetari și pensii pentru aproximativ 6 milioane de oameni. Nu am plecat, domnul Măierean. Vă spun cu tot respectul și cu toată seriozitatea. Era pregătit un scenariu încă din luna august. Dacă trec peste asumare, o să înceapă la două zile să revoce câte un ministru până ne aruncă pe toți ei efectiv afară și domnul președinte Băsescu să găsească la fiecare ministru care îl propunem probleme la mapa profesională gen doamna Norica Nicolai. Își dorea cu tot din adinsul să aibă puterea absolută, să controleze tot ce poate fi controlat de la Minister de Interne la prefecturi care au atribuții de organizare a alegerilor, să poată prin prefecți să numească toți președinții și vicepreședinții secțiilor de votare și vă pot da doar un exemplu a unei secții de votare din Chiochiș, în care reprezentantul PSD în secția de votare a răspuns presiunilor primarului care spunea că e
demolează un cătreț, nu știu ce mai avea acolo, cotez de porci care era construit fără autorizație, dacă nu închide ochii la mazilirea buletinelor de vot. Om care a recunoscut aceste lucruri, ca închis ochii să se întâmple ce se întâmplă în secția de votare. Da, domnul deputat, aveți dreptate. Mulțumim. Spuneți, eu pot să vă spun că într-o emisiune anterioară i-am spus domnului deputat Olteanu niște lucruri foarte franc. Și îmi permite să vi le spun și dumneavoastră. Vă rog, vă rog. Domnul Olteanu i-a spus clar, nu ne interesează pe noi cei cu 6-7 milioane de lei pensie, cu salarii mici și așa mai departe, lupta între partide. Eu consider, ca simplu telespectator și analist a problemelor care se întâmplă în România, că Partidul Social Democrat, după părerea mea, a făcut o mare greșeală retrăgându-se în momentul de față și cedând cu acele demisii. Nu vă supărați, mie mi s-a părut ceva de lașitate când am văzut ministrii PSD-ului aliniați și dându-și demisia. Nu mi s-a părut corect. Dom'le, dacă ești un partid care ai vână... Mulțumim pentru intervenție. Mulțumim pentru intervenție. Nici în marți, da. Marți dăm jos guvernul și revenim la altă decizie. Și da, eu aș face o precizare. Pentru că n-a fost un gest de lașitate, ci un gest de demnitate. E o părere a domnului Maierean care... și de părerea cetățeanului care vede de acasă până la urmă la televizor ce se întâmplă. E unul dintre oamenii care, iar, sunt foarte atenți la viața politică și părerile sunt avizate. E foarte la curent cu tot ce vede în presă sau la televiziune, nu și cu alte probleme. E o părere. Sunt convins că nu toți românii cred că e bine ce s-a întâmplat. Domnul Maierean a spus, eu mi-am exprimat poziția, îi respect părerea domnului Maierean, am alta. Dacă ne întoarcem la domnul Iliescu, eu nu fac parte din categoria fanilor lui domnul Iliescu, dar nu pot să nu-l respect pentru ceea ce a fost și este. La Bistrița am făcut reformă în organizație. Deci în organizația județeană Bistrița, începând cu anul 2007, astăzi avem o organizație formată din oameni cu media de vârstă maxim, vorbesc acum de structura de conducere, 45 de ani, și care sunt oameni de stânga. Toată lumea trăiește din salariu. Niciunul care sunt oameni de afaceri, care au legături cu lumea afaceri și așa mai departe. Dar noi suntem cu bucătăria internă noastră aici. Domnule, iată că datorită telefonelor am reușit prea puțin să discutăm, dar spun că părerea cetățeanului contează, deci este bine că i-am ascultat și i-ați ascultat. Aveți o emisiune foarte vizionată. Sper să-l convin pe domnul deputat să rămână și ora viitoare, pentru că, doamnelor și domnilor, revenim cu foștii suprefecții județului. Asta în cazul în care domnul deputat se simte mai bine. Foștii suprefecții județului, Grigore Timoce și Ovidiu Frenț. Doamna Pana, ce veți face acum? Vă veți implica în campania electorală intens și... Evident că am să mă plin campania electorală și, dacă timpul permite, o jumătate de minut, v-aș spune o povestioară, care consider că mi se potrivește foarte bine, pe scurt, cu un bătrân tăietor de lemne, care în fiecare zi tăia cele mai multe lemne și într-o zi n-a venit la serviciu. Și toți s-au gândit, fiind bătrân, ori e bolnav, ori a murit. Ziua următoare a venit și a tăiat din nou cele mai multe lemne și l-au întrebat, de ce n-ai venit ieri, la cât ești de apt? Și a zis, securea să mai tocește, am stat să o ascult. Deci eu consider această perioadă că mă ascult securea. Cred că o povestioare mai bună. Pentru implementarea celor trei legi. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și spor în toate. O să vă rog să-mi cer scuze, nu refuz invitația noastră, mai rămâne încă o oră, îmi face mare plăcere să fiu la dumneavoastră în emisiune și mai ales în dialog cu cetățenii municipiului Bistrița, chiar dacă sunt deputat de Beclean, e orașul în care trăiesc.